Hei, avem prima cină, dacă o pot numi așa, la 12 noaptea. Este în casa fetelor, toată lumea s-a așezat la masă și mănâncă. Mi-a plăcut foarte mult să-i văd pe toți așezați la masă. Fetele au adus băieților farfuriile cu mâncare, bănuiesc că ce-au pregătit ele acolo în casă. Și ce au mai avut din partea staffului, niște mezeluri, aperitive, nu știu ce aveau, dar fetele i-au servit cu friptură, cu cartofi, foarte frumos momentul acesta. Sincer, mi-era dor să văd o masă plină de oameni stând și mâncând practic din aceeași farfurie. Denisa la un moment dat împarte chiar și scaunul cu Bogdan. Îmi place să-i văd așa, îmi place foarte tare să-i văd așa. Mi-a plăcut foarte mult gestul lui Vlad, văzând-o pe Hatice că îi servește cu sucuri și așa mai departe, a vrut să se ridice, gen să-i dea locul lui Hatice la masă, dar iar a refuzat și a zis să stea jos acolo că îl mănâncă. Deci știți că îmi place de Hatice cum se comportă, e ca o mamă așa, tot timpul le-a adus sucuri, le-a adus furculițe, farfurii, chiar mi-a plăcut de ea. Mi-a plăcut cum i-a servit, e diferit, se vede că are totuși o vârstă mult mai mare decât restul fetelor. Sper din suflet să-i țină cât mai mult prietenia aceasta și să se înțeleagă cât mai mult la fel de bine. Nu o văd pe Irina, n-am văzut-o pe Cătălina, nu știu unde sunt fetele, nu știu dacă mai lipsește cineva.